Așa. Vă rugăm să luați loc. Deci, domnul Mândru. Bună dimineața, stimați reprezentanți mass media, stimați slujitori Atalii. Vă mulțumim în primul rând că ați dat curs invitației noastre. Astăzi avem și noi o premieră, ca să mă exprim în termeni teatrali, despre o linie nouă de finanțare a proiectelor și producțiilor teatrale. O să enunț tot teatral structura acestei conferințe de presă. Prima parte, primul act, va fi dialogul cu presa, iar în partea a doua ne vom aduna noi, cei, familia asta noastră mică, în sala de protocol și vom discuta mai la detaliu. Dați-mi voie să ofer cuvântul domnului ministru Sergiu. Bună ziua, stimați colegi, stimați reprezentanți mass media, mulțumesc că ne-ați onorat cu prezența în această zi ploioasă, dar o ploaie bună face cât dă roadă bună și sunt extrem de emoționat și de fericit că astăzi putem anunța această noutate, o linie nouă de finanțare a proiectelor teatrale și concertistice, de circ, deci o linie nouă de finanțare a spectacolelor în Republica Moldova. Ce e de ce ne-am lovit de la bun început, din momentul când am preluat acest mandat, a fost lipsa de finanțare a proiectelor teatrale, a montărilor, ceea ce înseamnă decoruri, ceea ce înseamnă costume, ceea ce înseamnă producție. Statul subvenționa doar parțial contribuția muncii, salariile. În rest, teatrele, organizațiile concertistice erau nevoite să producă produsul cultural din propriile încasări. Ceea ce, de fapt, nu e rău. Noi vrem să stimulăm, de fapt, exact încasările și vânzările, pentru că produsul teatral este un produs care trebuie consumat ca orice alt fel de produs. Dar, ca să avem un produs de calitate, e nevoie de investiții. În lipsa investițiilor, cu tot talentul, cu toată bunăvoința, cu toată dorința, entuziasmul artiștilor noștri, regizorilor, actorilor, cântăreților, interpreților, artiștilor de circ, produsul final, într-o măsură mare, avea de suferit. Ori, un produs care să atragă spectatorul, care să devină un mod de viață absolut necesar sufletului, vizitarea deci, teatrelor și vizionarea spectacolelor, noi trebuie să avem puterea să oferim calitate nu doar artistică, ci și vizuală. Ceea ce am obținut și este într-adevăr o premieră în aceste condiții extrem de grele, când țara noastră și nu doar țara noastră, tot globul pământesc și de fapt țările de în jur trec printr-o criză extraordinară, incredibilă. Iată, în curând se împlinește un an de când actuala guvernare a preluat puterea. Dar dacă e să ne uităm în spate, vedem dintr-o criză în alta, vedem cum trecem dintr-o criză în alta și iată, existăm mai mult de jumătate din timp în stare de excepțională. Și cu toate acestea, cu toate scumpirile, cu toate eforturile actuale guvernări de a face față, de a compensa și cheltuielile energetice a populației și creșterea prețurilor, care este inevitabilă din cauza războiului, în urma pandemiei prin care am trecut cu toții și n-am avut posibilitate să deschidem larg ușile teatrelor. Noi venim acum cu o ofertă clară, cu o linie nouă de finanțare, nediminuind subvențiile care sunt fixate în bugetul de stat, o linie nouă de finanțare a proiectelor de spectacol. Guvernul a alocat
la ultima rectificare de buget pentru aceste necesități, un buget de 15 milioane de lei. Este o sumă considerabilă dacă e să vorbim de proiecte talentate. Dacă e să vorbim de împărțirea frățește între toți, e insignifiant. De aceea, acești bani vor fi repartizați, investiți, mai bine zis, pe bază de concurs. Deci teatrele, iarăși nu vreau să mă repet, nu vorbim doar de spectacolele teatrale, vorbim și de spectacolele concertistice, spectacolele de circ, dar vreau să subliniez ideea investiției într-un spectacol de repertoriu. Deci nu vorbim de un concert unic, vorbim de un produs care rămâne în repertoriul teatrului și este utilizat mai departe în favoarea teatrului, în favoarea publicului spectator. Aceste proiecte vor fi câștigătoare, nu toți vor primi bani. Aceste proiecte câștigătoare, deci vor avea obligația să dea dovadă de sustenabilitate. Nu este o este o finanțare nerambursabilă, bineînțeles, practic este aceeași subvenționare, doar că ea va fi condiționată. Condiționată prin rezultatul acestui proiect. Și contractele de investiție vor fi semnate, vor fi formulate în baza la ceea ce vă spune dumneavoastră în proiectul care veți înainta. Ceea ce vă veți propune dumneavoastră să obțineți în urma acestei investiții. Deci pot fi spectacole comerciale și atunci întrebarea este dacă noi, de exemplu, investim 100 de mii de lei într-un proiect, cât va aduce deci teatrului sau organizații concertistice această investiție. Deci dacă noi investim 100 de mii, am vrea să vedem că ați vândut bilete de 200 sau de 150 de mii. Dar nu doar aspectul comercial. Din contra, aspectul comercial este secundar, extrem de important, dar secundar. În primul rând, valoarea artistică. Deci atunci când ne propunem să montăm spectacole care o să ne aducă imagine, imagine instituției, imagine culturii țării, atractivitate pe plan mondial. Depinde ce veți spune în acea aplicație, care sunt criteriile după care vă vom judeca ulterior. Este un proiect pilot. Noi pornim de la punctajul zero pentru toate colectivele, pentru că nu ne permitem acum să facem diferențiere, pentru că au fost perioade extrem de grele și vă sunt recunoscător pentru faptul că ați rezistat, că teatrele și instituțiile concertistice există, colectivele există, lucrează și iată că acum vom da startul unei noi paradigme, unei noi etape de dezvoltare a spectacolului în Republica Moldova. Pe viitor, din acest proiect pilot care îl începem astăzi, vom dori să obținem un sistem de finanțare nou în cultură în Republica Moldova. În urma rezultatelor, teatrele vor primi un anumit punctaj și la următoarea sesiune de concurs pentru proiecte teatrale, proiecte de spectacol, mai bine zis, acest punctaj va fi luat în considerație. Cei care vor reuși vor avea și mai mult. Cei care vor rămâne în urmă, vor rămâne în urmă. Ca să fie clar pentru toată lumea. Vom aborda diferențiat proiectele. Care este limita unui proiect bugetar pe care o puteți solicita? Nu există limită. Există doar obligația de a produce plus valoare. Limita e 15 milioane. 15 milioane, exact. Mulțumesc, domnul Fusul.
Dar nu cred că un proiect... Deci eu înțeleg că pot fi investite aceste 15 milioane într-un proiect, dar trebuie să ne convingeți că veți obține 20 de milioane cel puțin în urma derulării acestui proiect. Deci dumneavoastră vă creați bugetul pe care îl solicitați. Comisia va analiza și va pune punctaj de credibilitate. Și punctajul va fi exact în măsura în care teatru, organizația, a reușit să aducă plus valoare. Banii încasați vor fi ai teatrului, bineînțeles. Deci ideea de bază este una simplă. Ministerul Culturii, statul, investește o sumă de bani, împreună cu talentul dumneavoastră, cu puterea de organizare, cu puterea de comunicare, această sumă se dublează. Și atunci acești bani sunt câștigați, nu mai sunt din subvenții. Subvențiile, inclusiv această finanțare, va fi monitorizată foarte strict, extrem de strict. Banii câștigați de dumneavoastră sunt deja bani câștigați și atunci îi distribuiți așa spre binele teatrului. Bineînțeles, sub un anumit control fiscal, etc., dar spre binele teatrului, spre dezvoltare, fără a cere de fiecare dată permisiunea ministerului, fără a veni și a ne plânge când ne curge acoperișul sau se dărâmă pragul. Ideea noastră este să producem plus valoare. Arta este un produs, un produs elitar, un produs scump și acest produs trebuie să se vândă. Bineînțeles, luăm în considerație faptul că puterea de cumpărare a cetățenilor noștri este în mare dificultate la moment. De aceea, guvernul va veni cu o susținere și a spectatorilor. Deci noi așteptăm din clipă în clipă o lege nouă, legea voucherilor culturale, care vor fi atribuite tinerilor. Vom vedea cum va spune legea exact, la o anumită vârstă, împlinirea anumitei vârste, fiecare tânăr din Republica Moldova va primi un voucher, să zicem, de 1000 de lei, pe care acești bani îi va putea folosi doar pentru procurarea produselor culturale. Teatre, muzee, librării. Deci iată, dragi colegi, dumneavoastră, să aveți posibilitatea să atrageți acești bani și pentru aceste necesități deja sunt alocate 10 milioane de lei. Deci 15 milioane de lei în montări noi și 10 milioane de lei tinerilor spectatori pentru a vizita, a vedea aceste produse noi. Ne dorim să fim atractivi pe plan internațional. Republica Moldova este o țară mică și asta poate deveni un mare avantaj pentru cultura din Republica Moldova. Pentru că noi putem deveni o platformă ideală pentru întâlniri, pentru evenimente culturale accesibile în ziua de astăzi pentru toată lumea. Vom crea o structură care se va ocupa de promovarea produselor dumneavoastră pe plan internațional, astfel încât să vindem biletele la spectacolele remarcante din timp, oferind publicului de peste hotare și alte produse culturale, turistice, la pachet. De aici pot și trebuie să vină bani în sistemul cultural din Republica Moldova. Noi putem atrage finanțare, noi putem câștiga cu talentul și meritele proprii. Republica Moldova trebuie să devină o destinație turistică, dar în lipsa mării, muntelui, noi avem evenimente culturale care sunt extrem de atractive pentru țările din vecinătatea imediată, dar și pentru toată Europa, dar și pentru toată lumea. Este un potențial enorm pe care trebuie să-l valorificăm și în direcția asta trebuie să mergem. Regulamentul acestui concurs este în proces de avizare. El va fi publicat.
îl vom discuta împreună. El nu este unul, știți cum, eu nu cred în ideea că stând în cabinete funcționare Ministerului Culturii vor putea crea regulamente ideale sau proiecte ideale. Trebuie să le facem împreună și poziția mea este că artiștii trebuie judecați după regulile pe care ei înșiși și le propun. Deci dumneavoastră stabiliți acele reguli, acele obiective pe care vreți să le ajungeți. În baza acestor obiective, noi vom decide finanțarea sau lipsa finanțării. Și dacă se va decide finanțarea, vom aștepta și vom urmări ca rezultatele să fie pe măsura aplicației. Vom dezvolta acest proiect, vom dezvolta acest sistem de punctaj pentru anul viitor, ca să intrăm deja tot mai mult și mai mult în finanțarea proiectelor și nu în subvenționarea instituțiilor. Asta va permite să fie atrași artiști, specialiști, regizori, scenografi, nu doar din cadrul instituției, și de peste hotare, dacă este cazul, pentru a crea un produs prestigios, pentru a crea un produs artistic, atractiv, pe plan extern. În linie mare, aceasta este ideea. Vă rog, dacă domnul Boris Cremene, îmi cer scuze că nu am prezentat colegii, dar toți îi cunosc, domnul Boris Cremene, este șef direcție arte și industriei creative și domnișoara Ana Luiza Muravski este consilierul ministrului în cabinetul ministrului. Deci, dragi colegi, așa cum am stabilit la început, dramaturgia acestei întâlniri este următoarea. Prima parte este axată mai mult pentru mass media, ca să ducă această știre bună publicului larg, iar partea a doua noi ne vom retrage la o cafea și vom discuta mai în delete despre nevoile noastre. Vă rog, cine are întrebări din mass media pentru acest proiect? Mulțumesc de întrebare. Da. Deci, finanțarea deja este. Deci, banii deja sunt la minister. Noi suntem în așteptarea avizelor regulamentului de finanțare pentru a-l publica, dar am hotărât să facem această adunare pentru a nu pierde timpul. Sperăm foarte mult din toamnă să începem o stagiune nouă de evenimente teatrale masive, multe, importante, astfel încât nu doar presa noastră, ci și presa internațională să reacționeze la acest fenomen care se poate deveni arta teatrală și arta spectacolului în Republica Moldova. Va evolua comisia acestui proiect? Am înțeles în bază de documentar și instituțiile deja mai departe, dar cine va face parte în acestui comisii? Și cum? Pentru că este o chestie de responsabilitate, că este vorba de bani, eu sunt în ordine de bani. Și vreau să spuneți ca să fac și eu o anume de impresie, cât de instituții de la proiectul ce avem la ora actuală în Republica Moldova. Da, deci, în primul rând, este, cum am spus, este un proiect pilot. Respectiv, toată răspunderea, toată responsabilitatea și-o asume Ministerul Culturii în baza regulamentului care, iată, acum așteptăm de la Ministerul Finanțelor și Ministerul Justiției avizarea. Acest regulament va fi publicat în baza ordinului ministrului. Nu va fi o hotărâre de guvern, va fi un ordin, pentru că linia bugetară este exact aceea de subvenționare, doar că după cum contabilitățile teatrelor au fost preîntâmpinate, va fi nevoie de a deschide un cont special pentru aceste investiții, pentru ca să vedem exact cum vor fi cheltuiți banii, anume pentru acest proiect cu care a aplicat instituția. Și raportarea se va face anume pe proiect. Deci e vorba de anul acesta, e vorba de 15 milioane, și credeți-mă, este o sarcină dificilă să investim în produs de calitate
această sumă, deci vă îndemn să nu pierdem timpul, să ne pregătim în momentul când vom anunța deja, va intra în vigoare, mai bine zis, acest regulament, care de fapt este un... Esența este aceasta. Noi vom asculta doleanțele dumneavoastră, ce vă propuneți ca să introducem aceasta în contractul de finanțare. Fiecare instituție va putea aplica, ținând cont de faptul că a rămas o jumătate de an, cu două, cel mult două proiecte, ca să fim realiști și să nu ne asumăm prea multe și să reușim să facem. Înțeleg că nu toate vor fi de reușită, dar tocmai aici vă îndemn să estimați puterile, ambițiile, posibilitățile, astfel încât totuși să producem plus valoare, să nu fim în minus, fie financiar, fie de imagine. Deci două proiecte până la sfârșitul anului este un plan ambițios pentru toate instituțiile teatrale. Câte instituții teatrale sunt în Republica Moldova teatral-concertistice? E o întrebare foarte bună, domnul Boris. Avem vreo 16. Da. Da, exact. Dar nu sunt bătut în cuie. În fiecare zi pot să apară alte instituții, pentru că acest proiect nu limitează, deci pot aplica și organizațiile independente. Nu, atenție. Vedeți, suntem în plin proces. Deci, organizațiile independente, care noi le încurajăm să apară și ideea că există în Republica Moldova mai multe teatre naționale și foarte puține inițiative private, este una foarte proastă. În mod normal ar trebui să fie invers. Deci, noi vom organiza pentru teatrele independente, vom oferi acces la finanțare abia în bugetul anului viitor. Noi lucrăm pentru aceasta. Acum a fost imposibil, cu toată dorința de a finanța și ideile private, totuși ele deocamdată au rămas la linia de finanțare a ONG-urilor, deci instituțiilor non-guvernamentale, ca proiecte culturale, din bugetul de 5 milioane care a fost alocat pentru aceste proiecte. Sperăm la anul viitor, deci intenționăm să separăm această noțiune de ONG-uri la modul general pe compartimente și să fortificăm arta spectacolului, deci să diferențiem arta spectacolului de evenimente culturale care sunt extrem de importante și pe care le vom susține în continuare. De anul viitor va apărea și posibilitatea de finanțare a proiectelor private. Eu zic să lăsăm presa mai întâi să ne întrebe. Domnule ministru, să spuneți, domnule, dar când demarează proiectul propriu-zis, adică eu consideram că a fost lansat astăzi, de exemplu, depunerea dosarelor și termenul de examinare a dosarelor. Adică, pentru că suntem deja în luna iunie, este puțin stagiunea teatrală cu certificate de degeaba și vrem să știm aproximativ, să începe un nou stagiun din septembrie, Vă mulțumesc, o întrebare importantă. Tocmai de asta noi ne-am adunat astăzi aici, ca să nu fim în să nu așteptăm toate avizele, toată birocrația extrem de importantă pentru un control riguros, dar aceste avize sau eventualele modificări în regulament nu vor afecta esența proiectului. De aceea noi îl comunicăm de astăzi ca teatrele să-și poată pregăti dosarul de aplicare și noi vom discuta deja la detaliu în ce constă, vom discuta și regulamentul, îl vom modifica în caz de necesitate. Deci vom merge înaintea birocrației astfel încât să avem suficient timp pentru teatre în perioada estivală să-și pregătească proiectele de montările ca în toamnă deja să avem premiere. Deci ne vom strădui să intre în vigoare, să fie publicat regulamentul oficial cât mai curând posibil.
Dar asta nu ne încurcă deja să vorbim, deja să ne facem proiecte, planuri și să ne estimăm eforturile astfel încât pentru anul acesta să avem în fiecare teatru o premieră sau două finanțate din această linie de finanțare. Până la 3 ianuarie sau este anul calendaristic sau anul teatral? Nu. Deci noi vom ruga respectuos ca toate premierele, deci alocarea și raportarea acestor bani, să fie finalizată până, eu știu, în 20 noiembrie, astfel ca până la sfârșitul anului să putem raporta cheltuirea conform destinației a acestor bani. Proiectele deci care vor necesita trecere pentru anul viitor a finanțărilor, da? Vom discuta în mod la rectificarea de buget posibilitatea de a continua sau vedem. E o problemă care va fi discutată în cazul că nu se reușește. Bineînțeles, efectul acestor investiții le vom urmări pe durata anului viitor. Ar fi fost mult mai comod să anunțăm acum pentru anul viitor și să începem de anul viitor. Dar asta ar însemna pierdere de timp. Noi totuși credem că artiștii noștri sunt flămânzi de a produce evenimente artistice, de a se manifesta, de aceea noi vom adapta necesitățile birocratice la idei, la ideile și inițiativele artistice. Noi suntem de dragul vostru, artiștilor, nu artiștii de dragul ministerului sau a birocrației. Vom face lucrurile din mers pentru a respecta legile actuale. Deci acest proiect nu schimbă nimic pe plan legislativ și doar la nivelul Ministerului Culturii este un proiect demarat pe interior. Deci noi suntem în exercițiu de a înțelege cum trebuie el să funcționeze mai bine, astfel ca modificarea legislativă și normativă să vină deja cu o anumită experiență și să nu facem greșeli în formulările birocratice. Este stabilit o sumă limită pentru un proiect, de exemplu, minimum? Nu este stabilită, totul depinde de ce obligațiuni își ia instituția de a realiza în urma acestei investiții. Care va fi rezultatul? Care va fi plus valoarea? Cert este că vom descuraja pe viitor proiectele, cât de ambițioase nu vor fi ele, dar care nu au avut un efect economic, nu au vândut suficient și nu au avut un efect de imagine artistic, de valoare artistică. Mă refer la presă și nu doar la presa locală, la presa internațională, festivaluri de teatru, imaginea țării în străinătate, atracția, biletele vândute pentru spectatorii din străinătate care vor veni încoace și vor aduce o plus valoare și altor domenii a economiei naționale. Mă refer la hoteluri, la alte destinații turistice. Deci prin asta noi vom atrage, la aceste evenimente vom atrage turiștii străini. Vă rog întrebări, presa. Întrebări, nu, dar pentru asta ne vor retrage deja la un coffee break și vom discuta. Vă rog, da. Haideți să discutăm în fața presei. În lumea cinematografiei, când se face un buget pentru un proiect, știu că este o sumă anumită care este prevăzută pentru mediatizare și promovare. Și asta e considerat o parte a proiectului. Pentru că fără mediatizare și promovare, un proiect frumos poate să mai aibă sorți de izbândă. Atunci când teatrul va veni cu proiectul, e bine să fie prevăzut capitole. Da, și vreau să vă spun și că poate că acest capitol, promovare, să se învețe teatrele să-și promoveze produsele, fie prin videoclipuri, fie prin afișe, plachete, nu știu. Deci asta cred că ar fi o... Ca să intre cumva, da, în conceptul proiectelor, nu știu dacă v-ați gândit la asta.
Domnul Fusu, regulamentul prevede și capitolul promovare. Regulamentul nu prevede construcții, reparații și așa mai departe. Deci, construcții de coruri prevede. Da, da, nu mă refer la edificii. Deci în proiect, noi vom avea un buget model, să zicem așa, da? Dar va fi și capitolul pe care îl va completa suplimentar proiectul, teatru care va aplica cu un anumit proiect. Deci necesitățile sunt diferite. Există o limitare, bineînțeles, în bugetul total pentru promovare. Ea este prevăzută din start, am impresia, în mărime la de 20% din bugetul total. Promovarea este extrem de importantă. Fără promovare, noi rămânem cu produsul în sertar, închis în sala și vin prietenii să ne vadă doar. Asta este extrem de puțin. Promovarea este costisitoare, ea trebuie abordată și pentru asta este o investiție importantă. Cum se va numa la fel pentru lucrurile al Ministerului, când apropo legii comunești cu asociația Lucrești? Poftim, mai... Da, sunt lucruri diferite. Ele rămân în vigoare, sigur. Da, sigur. Da. Asta e cu tot altă linie de finanțare. Nu. Ele sunt linii total diferite. Mai mult decât atât, noi în scurt timp vom veni cu noi anunțuri de linii de finanțare pe bază de proiect și a altor artiști sau altor feluri de organizații culturale. Asta este prima. De tot sunt în lucru acum 4 direcții de finanțare, dar vom veni cu asta suplimentar, nu vreau să anticipez. Deci noi vrem să trecem finanțarea treptat, bineînțeles, dar accentul să-l punem pe proiecte, pe idei, nu pe subvenții de investiții capitale, de reparare, care sunt extrem de importante. Dar noi considerăm că teatrele, instituțiile teatral-concertistice, pot câștiga suficienți bani încât să-și acopere cheltuielile, necesitățile din vânzări, din banii proprii câștigați. Clar că nu este o cultura, nu e, mai ales în condițiile actuale, mai ales în țara noastră, nu este o activitate economică din start profitabilă. Riscurile sunt foarte mari. Tocmai de aceea, Ministerul, Guvernul vine cu subvenționări suplimentare pentru a încuraja talentul, dar vom schimba total principiul de subvenționare, deci vom încuraja pe cei care într-adevăr reușesc să facă evenimente culturale majore, cu un impact măsurabil, fie financiar, fie de imagine. Și da, din păcate, cei care nu prea fac nimic, încet, încet vor trebui să înțeleagă că nu au acces la finanțări. Spuneți-mi, vă rog, managerii serioși, profesioniști ai instituțiilor, de obicei își planifică un an înainte și, o spun din discuțiile mele cu anumiți directori ai teatrelor, de exemplu, niște montări pentru anul viitor. Pentru că, oamenii nu își planifică pe mâine, pe poimene. De exemplu, acest proiect, această primă finanțare, nu este valabilă și pentru anul 23. De ce nu? Deci teatrele care au proiecte pentru anul 23, cu anumiți regizori invitați, cu scenografii invitați, mizează pe tranșa următoare sau mizează pe tranșa asta? Pe bugetul următor. Deci eu sper foarte mult că noi vom reuși să valorificăm, să absorbim acest buget și el va produce plus valoare. Deci asta e practic o finanțare a teatrelor care va fi mai mult de 15 milioane, da? Pentru că veți produce plus valoare. Anul viitor vom vedea care va fi bugetul și dacă va fi nevoie vom mări acest buget sau îl vom micșora în funcție de posibilitățile teatrului. Repet, noi nu putem estima acum exact care este suma necesară în posibilitățile teatrului de a absorbi banii producând plus valoare, nu doar cheltuind sub formă de subvenție a acestor bani. Deci vă îndemn să vă gândiți și pentru anul viitor, să vă pregătiți din timp, acum, ca să nu pierdem acest an,
este timp este foarte puțin, dar haideți să ne concentrăm. Eu sunt sigur că aveți idei și vise de a monta spectacole care nu erau realizabile din cauza lipsei de finanțare. Iată că acum, apropo, către managerii instituțiilor teatrale mă adresez, aceste proiecte pot fi cu regizori invitați, nu e neapărat să fie doar producția cu forțele proprii ale teatrului. Iată, domnul Fusu, dacă are idei de spectacole, vânați-l acum și atrageți-l la teatru. Deci asta este ideea. Managerii de instituții trebuie să vâneze artiștii, să-i atragă, pentru că atrăgând artiștii buni în instituția pe care o conduceți, veți avea șanse mai mari să câștigați finanțare. Nu trebuie să îmble artistul să bată la ușă și am o idee, du-te măi de aici că nu avem bani să montăm spectacolul. Deci vom schimba absolut accentul. Măria sa, artistul, este cel vânat, căutat, pentru că bani sunt, poftim. Doar că ei pot fi accesați în baza contractului, în baza obligațiilor pe care vi le asumați și veți fi jurizați pe urmă în baza rezultatelor. Acum știți că legea actuală a teatrelor prevede numirea managerilor, directorilor de teatru pe bază de concurs. O parte din manageri sunt deja trecuți prin acest exercițiu, o parte încă mai au contracte de muncă semnate anterior, care sunt în derulare. Noi vom insista ca toți managerii de instituții teatral-concertistice să aibă nu doar contractul de muncă, ci și contractul managerial. Deci concursul, faptul că ați câștigat un concurs, înseamnă că ați declarat că puteți face ceva. Și anume acest argument a stat la baza victoriei. Respectiv, responsabilitatea managerului de a realiza ceea ce și-a propus trebuie să fie documentată și evaluată trimestrial. Dacă managerul nu face față, atunci contractul de muncă este întrerupt pentru că nu a respectat prevederile contractului managerial. Obligațiile pe care ni le asumăm sunt nu doar cuvinte frumoase la concurs, că vom face, vom ridica, ci și obligația de a realiza aceste obiective cu care ați câștigat concursul. Vom revedea, acum nu sunt gata să vă spun, dar vom revedea concursurile deja care au avut loc, planul de activitate a managerului respectiv, dacă în baza acestor planuri va fi posibil de încheiat contract managerial, foarte bine, dacă nu, înseamnă că posibil să organizăm încă o dată concurs pentru fiecare manager de instituție, ceea ce nu înseamnă îngrădirea dreptului la muncă, ba din contra, înseamnă un avantaj în eventualul concurs de a participa și a aduce argumente și a câștiga acest post. Încă o întrebare la capitolul de finanțare. Dacă regizori invitați, scenografii invitați, care numerare intră în acest proiect sau în proiect intră doar obiecte materiale? Nu, intră și onorarii, intră și artiști invitați, doar că va trebui să ne convingeți că această investiție în Peter Brook, de exemplu, da, venind la Chișinău și montând un spectacol, acest spectacol va aduce plus valoare. Dacă nu o să vă credem, nu o să câștigați. Și deseori în teatru, în zilele noastre, foarte mult se folosește lumină, e foarte importantă, videoproiecția. Dacă aceste aparate de luminat, nu știu, proiectoare sau videoproiector, intră ca și scenografie sau intră la investiții capitale? Nu, intră da. Ca și partea finanțării, pentru că... Investițiile capitale nu intră în această linie de finanțare. Va trebui să vă descurcați cu echipamente închiriate pentru fiecare spectacol, dar iarăși cu condiția că închirierea acestor echipamente va aduce plus valoare. Cu timpul, câștigând bani, această plus valoare vă rămâne. Ea este neramursabilă. Cu timpul, ca să nu cheltuiți bani pe chirii, vă veți procura
echipamentul necesar ca să puteți avea un venit cât mai mare în teatru, în instituție. Haideți să dăm prioritate presii. Acum, dacă nu mai sunt întrebări, da, vă rog frumos. Va fi anunțat. Va fi anunțat. Deci proiectele, acum noi ne grăbim să anunțăm această intenție ca să dăm timp teatrelor să aibă, să-și coacă ideile. Deci din moment ce va fi publicat regulamentul, va fi publicat și termenii. Până când se prezintă proiectele, până când vor fi jurizate, când va începe finanțarea. Ne grăbim să facem cât mai repede acest lucru, dar pentru ca să nu ne trezim în momentul că începem să căutăm idei când a fost publicat regulamentul, îndemnul meu este să nu pierdem timpul, să pregătim ideile și viziunile. O întrebare mai puțin discretă, de ce nu vedeți nimici instituțiilor teatrale, poziția de teatrului, teatrului concertistici, dar național, sunt Ionescu este prezent. Luceafăr este prezent. Da. Ca să rezumăm scopul acestei întâlniri, primul lucru este ca să vă informăm despre această inovație, al doilea, ca atunci când apare anunțul public să fiți cu mapele gata. Dacă nu mai sunt întrebări, invităm colegii... Vreau să vă anunț un ultim anunț, stimați colegi. Să nu credeți că de azi înainte doar în această direcție va fi în susținerea statului. Deci vreau să vă anunț că pentru acest an subvențiile tradiționale au fost majorate. Toate instituțiile, astăzi dimineața am semnat dispozițiile de plată, deci așteptați în curând banii. Sunt compensații la căldură, la scumpirea care... Și vă mulțumesc foarte mult, foarte multe teatre au ajuns până în ziua de astăzi fără datorii. Din acumulările financiare proprii au acoperit această creștere de tarife și vă sunt recunoscător și vreau să vă spun că noi nu am alocat acum compensații doar celora care au rămas în urmă cu datorii, compensăm și celora care au reușit din surse proprii să achite datoriile. Iarăși încercăm, deci au fost semnate subvenționarea pentru 2 luni, înțeleg că vin concediile și trebuie să artiștii să primească banii în avans pentru perioada de vacanță. Suntem în contact direct, munca noastră continuă, puteți să ne contactați, domnul Cremene, pe mine direct, domnișoara Muravski, cu orice problemă, ca să demarăm cât mai repede să, ca munca, să nu, munca noastră să nu fie blocată. Deci asta, în asta văd sarcina Ministerului, să deblocăm talentul, fantezia, aspirațiile. Apropo, stimați colegi, atât de grabă, cum am spus, este un an de mandat. Să fiu sincer, am rămas puțin șifonat din cauza că toate discuțiile noastre cu managerii de instituții s-au redus întotdeauna la ideea, dați-ne mai mulți bani, salariile sunt foarte mici, acoperișul curge, pragul este stricat, etc., etc. N-am întâlnit, cu mici excepții, recunosc, dar să vină cineva să bată cu un mas, spune domn ministru, dacă nu montez Shakespeare, mor, dați-mi bani să facem, asta trebuie să facem. Vă încurajez să ne gândim totuși la realizări, la spectacole, la produsul finit, la oferta noastră către societate, prin produsele noastre culturale. Celelalte probleme au existat, există și vor exista, dar credeți-mă, dacă vom avea un produs cultural pe măsură, veți avea suficienți bani să le rezolvați cu forțele proprii, așa cum de fapt și-ați dat dovadă în ultimul timp. Vă mulțumesc, dacă nu mai sunt întrebări, vă invităm la o mică pauză de cafea, inclusiv vă rog și reprezentanții mass media să serviți o cafea cu noi, o discuție informală, dacă aveți întrebări către managerii de instituții, către artiști,
și să discutăm mai departe în mod informat. Domnul ministru, vă mulțumim pentru expunere, vă invităm la coffee break. Acum mass media puteți vâna artiști pentru interviuri, avem o...